lumea doar noaptea, mă tot întreb, ți-ai pierdut cuvântul, te mai simți întreg? Eu TRN ca 90% din popor, restul de 10 sunt gașca ta și copiilor. Lumea spune să mai tac în morții mei din gură, că mă duc în celulă, sinceritatea asta pură. Să mă legi, oricum n-avem lege în fronturi, decât pentru cei cu cifre cu mulți de zero în conturi. Statul mă arde, că n-am miliarde, să pot să le iau de gât și să o dau cu el parte în parte. Am și un pic de carte și chiar nu mi-arde, sunt continui studiile, contribuind cu rate. Frate, hai mă încă spun, nu se poate, cum au putut să fure absolut tot într-o noapte? Uite că au putut, ba chiar cu acte, atât de în regulă că nici Dumnezeu nu-i mai bate. Le-au luat pe toate, așa-i sau nu e? Nu vă fie rușine dacă simțiți că ați luat muie. În țara noastră ne simțim fără motiv, exact ca niște curde care au subt-o preventiv. Mulțumim că ne-ați făcut să ne dorim să plecăm din țară, să avem unde să muncim. Mulțumim că băgați hoți în pușcărie, care fură să pună copiilor în farfurie. Mulțumim pentru atâția deputați alți, ce mai votați, ce taxe ne mai băgați. Mulțumim, ne bucurăm că vă plătim, alții care dorm atât în scaune nu mai găsim. Și mulțumim că în țara asta toate sunt poate, ar fi matematică, nu dacă ar fi exacte. Mulțumim, acum traiul e mai ușor, ne-ați făcut să nu ne mai gândim la viitor. Color, na, viața noastră e alb-negru, filmul ăsta e vechi și fără vreun actor celebru. Tema, locația, România, parlamentul se ocupă cu scenariu și regia. Epidemia de sărăcie acum începe și la următorul mandat o să ne înțepe. O să luăm la țepe ca în vremea lui Țepeș. Deci, oricum mai pune ștampila tot, dai greș. Nu suntem fresh, nu rulăm, de fapt, doar cei de căcat afară noi preluăm. Vise de români, ne credem în trend, dar din ghetou până în centru suntem second hand.